Uitați câte saloane dezinfectate, așa spun ei, că ăștia sunt saloane dezinfectate. Așa se tratează în spitalul Motru pacienții de saloane din astea. Imaginile au fost surprinse într-un salon din Spitalul Municipal Motru. Pacienta este suspectă de COVID-19 și a fost nevoită să stea într-o astfel de rezervă până la sosirea testului. Este varianta de compromis pe care au găsit-o oficialii spitalului pentru ca oamenii să nu fie trimiși acasă. Avem câteva saloane nerenovate în secția de boli interne. Trebuia renovate în perioada asta, dar anul acesta, dar datorită pandemiei, nu se poate intra în zona respectivă să se facă renovare. Iar acestea sunt folosite doar când nu mai avem loc în celelalte saloane. Prin ordinul semnat de Ministrul Sănătății și Spitalul din Motru se regăsește pe lista celor care vor fi nevoite să trateze la nevoie și pacienții confirmați cu noul coronavirus. Aceeași situație este și la alt spital. În Bumbești-Jiu vor putea fi tratați pacienții confirmați abia în 2 săptămâni. Acum tratăm numai pacienții suspecți. Avem 5 saloane, toate sunt ocupate la data actuală. Din ei, deocamdată am unul care a ieșit pozitiv, care urmează să fie transferat și el, înțeleg că astăzi, la spital, la Cărbune sau la Târgu Jiu. Fiecare spital, în funcție de capacitatea acestui spital, de numărul și calificările personalului medical, fiecare spital va trebui să privească, în caz de nevoie, un anumit număr de bolnavi COVID, lăsând, bineînțeles, restul capacităților disponibile pentru ceilalți bolnavi. Pe listă mai sunt spitalele din Dobrița, Turceni, Novaci și Rovinari. Și aici sunt pregătiri pentru eliberarea paturilor ce vor fi destinate doar celor cu COVID-19.